În etapa de Liga a treia de la finalul săptămânii trecute, SCM Argeșul a învins surprinzător cu 1-0 în deplasare echipa Chindia Târgoviște. Antrenorul Adrian Dulcea consideră că acest succes vine și pe fondul unor evoluții bune ale jucătorilor săi din ultima perioadă. Sincer, am îndeplinit condițiile necesare ca să putem câștiga aici, în sensul că veneam după 2-3 jocuri bune, dar din păcate pe care noi n-am reușit să le câștigăm, doar două egaluri, plus oboseala adversarului de astăzi, care a turnat cu siguranță după jocul pe care l-au avut miercuri în cupă. Am întâlnit o echipă bună, seria a treia, și cred eu că va face o figură frumoasă anul ăsta. Dar, v-am spus, am venit cu mare încredere că putem câștiga acest meci, tocmai datorită acestor factori. Cu această victorie, echipa piteșteană a urcat pe locul 9 în clasament, având 5 puncte. În următoarea rundă, SCM întâlnește acasă echipa CS Podari.